Salutare lumea și bine v-am găsit la un nou episod din Minecraft Hardcore. Eu sunt Noname, iar înainte de a începe acest episod, v-aș ruga pe fiecare să apăsați butonul de like, numai dacă aș putea poziționa chestia asta. Uite, așa. Bun, mă nene, mă. În acest episod, Siege of the View, habar n-am ce să fac. Vreau să mă duc la în expediție, dar mie naibii că nu voi găsi nimic interesant. Și în timpul în care aș face expediții negăsind nimic interesant, aș putea... What the fuck am văzut acolo? Aș putea face ceva interesant. Nu era nimic. Mi se pare că e un fel de construcție, dar de când sunt peșteri așa în deșert și... What the fuck e aici? Nu-mi zică... Oh, shit, cât de șmecher poate să fie chestia asta. Pur și simplu priviți, e un fel de... Oh, fuck, deci vin așa munții, iar aici în mijloc... Vai, deci ce castel șmecher ar ieși aici. Oh my god. Chestia asta chiar e șmecheră. Oh, shit, se face noapte. Ok, gata, Noname. Este timpul să se duce acasă. Vreau să găsesc și o mesă și... De acum trebuie să stau, am armura, am... Trebuie să mă pot să enchantez armura. Să fac o armură enchantată. Și să minez pentru diamonduri, să fac săbii și chestii, deoarece o să trebuiască să bat endermen ca să fac rost de perle și cu perlele, după ce descoper chestia din nether, să fac ochii de aia cu care să mă duc până la urmă. Oh, shit. Ce ancuri idiote. Ok. Mamă, așa de parte e casa, frate? Ok, hai că ajung repejor, cred. Repejor, puișor, hai mă. Și eu nu știu să cânt, frate, deci eu nu știu să cânt, eu sunt atât de nobalău la cântat să-ți bagi picioare dacă am eu idee cum să cânt. Ok, te rog nu veni la mine în acest moment. Urăsc când fac ceva interesant, iar lumea vine și mă deranjează. Chiar dacă îmi sunt prieteni sau... same shit. Ok. Mai eu am nevoie de o sabie acum. Și că am să mă duc repejor în Nether. Și am să... Vreau să fac rost de niște level. Ok, dar de ce nu am eu? Unde-i mă? Ohui. Grijanii cu texturi și chestii. Sper că, știți, după ce pun textura se blochează gen Minecraft și dă stop work. What the fuck? Ok, sper că încă a filmat cât îmi dădea stop working-ul. Pentru că dacă n-a filmat în timp ce îmi dădea stop working-ul, o să fiu foarte supărat. Și salutare, domnule. O zombie chestie. Sper că nu ești și tu supărat, la fel cum sunt eu. Mamă, deci mă doare gâtul. Răceală, grijanie. De acum îi mă duc eu cu geaca groasă, vrei, mă mai duc eu cu plovere și chestii. Lasă că mă îmbrac eu gros de acum. Cu ocazia asta fac și niște coarță în caz dacă vreau să fac niște chestii cu redstone sau ceva. Ok, luăm și minunăția asta. Vai, dar vezi că pe aici am cam luat tot coarțul pe care l-aveam, nu? Da. Cum faci tu, Noname, acum rost de coarț? A? Spune-mi, Noname, că dacă nu te... Ok, niște coarț aici. Ok, stai să am grijă că câteodată vin pigmentește și se bagă, frate, fix în fața pickaxe-ului sau sabiei, gen, știi? Și tu doar nu vrei să-i bazi, da? Ei vin acolo și aici se bagă și te-ai dus pe dic. Ok. Vai, 5 nivele, 5 nivele. Oricum, asta e cea mai bună metodă de a face XP, frate, deci, uite, pur și simplu priviți, îți dă ceva experiență și doar nu faci nimic în mare. Cu ocazia asta facem rost și de niște coarți, nici nu știi când o să am nevoie de niște coarți. Bun, astea-s coordonatele, stai așa, F2, bun, cred că am făcut screenshot-ul. Ok, văd niște coarți acolo, așa. O, și mai mult coarță aici. Bun, bun, bun. Hai că avem ce face.
N-am animă și m-am uitat acum la niște videoclipuri cu oameni beți. Vai, amuzant, amuzant, n-am să mint. Chiar mi-a plăcut să-i văd suferind oarecum pe unii. Cum frate, deci tot tu ai nevoie de ajutor după ce tu bei ca un spart. Cum frate? Nu, 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 frate. E să sufere, bă, să sufere. Atâta timp cât el e un nenorocit și eu beau, și eu beau, nu spun că nu, dar nu, frate, să ajung să cad prin șanțuri. Vai, cred că mă bate mama cu lopata, îmi pare. Și ce cu lopata? Cu tancul, drag, mă duce la război. Aoleu, glumesc, bă, glumesc, dar... Sau poate că nu glumesc, poate chiar așa se întâmplă. Asta e întrebarea. Vă macină, nu să știți ce se întâmplă atunci când nu ne se îmbată. Vă spun eu, nimic, deoarece eu nu mă îmbăt. Sau poate că nu mă îmbăt, câteodată. De fapt, nu foarte des. Aoleu. Poate n-ar trebui să discut asta, nu? Ei, și dacă cui pasă, fă, vă place, nu? Cred. Cred că vă place. Uite, și un cuartul ăsta de aici. Level 26 și deja am făcut un sac și ceva. Aș fi preferat totuși să am un spawner, gen, știți, și să-i omor și să primesc o grămadă de experiență, dar ca, să zicem, sursă de XP alternativă, chestia asta e chiar super tare. Primești XP chiar destul de bunicel aici, uite, level 27. N-am de gând să mint, n-am de gând să mint. Primești XP destul de bine. Și, na, mai ales dacă joci într-un single player, quartz pot zic că este destul, dar dacă joci în multiplayer, pe server sau ceva, quartzul s-ar putea să nu ți ajungă, deoarece toată lumea l-ar fi luat înaintea ta sau cred că... Habar n-am, nu mă întrebați pe mine. Dar atâta trebuie să știți. Când aveți nevoie de XP, duceți-vă în Nether. Acolo este quartz și o să faceți rost de experiența de care aveți nevoie. Ok, hai să luăm Nether cu ăsta să mai facem, uite așa. Pac, pac, uite așa. Și aproape am făcut level 28, dar aici am minat toată zona. Să țin minte că pe aici sunt ciuperci, ok? Deci în Nether sunt ciuperci. Deși n-am văzut ciuperci maronii. Maro de alea. Nici nu știu, au vreun nume? Ciupercile? Ok. Să că dacă îi dau acum una la un pinion, s-ar putea că mă las de Minecraft. Ok. Vai ce mă doare gâtul. Vai ce mă doare gâtul. Va trebui să mă ridic, n-am ce faci, trebuie să mă ridic după acest quartz minunat. Deci mi-ar trebui mie și... Ok, mai am un pickaxe. Deci mi-ar trebui și glowstone. Deci nici glowstone-ul nu este de aruncat. În caz dacă o să văd, am să iau și glowstone-ul. Văd ceva quartz în schimb în zona asta. Mie că aici sunt oarecum într-o zonă deschisă și dacă vine un de la un guest, s-ar putea că mă zboară. S-ar putea că îmi dă daună totală. Ok. Oh, shit, no. Hell no. Ok, stai că trebuie să-mi fac o cale de ieșit acum. Mai e ok, bun, bun. Ok, niște coarse aici. Ce nu... Uitați ce fac eu. Vai. N-ar trebui să fac asta. Pentru niște... Ok, chestia asta chiar n-ar trebui să o fac. Dar am să o fac. Am să o fac. Ok, asta m-a... fac, s-a auzit un pigman? Doamne, un pigman, un guest? Sper că nu. Sper că nu. Dacă s-a auzit, nu-i bine. Pentru că cine naiba îl pune pe nonim să nu se bată cu creaturi? Pentru că nonim trebuie să te bați cu creaturi nonim ca să faci rost de pânză, adică cu păinjii, și cu pânza să-ți faci arc. Ok. Ok, stai, nu, 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 nu băga sprint, nu, iau un cicior. Ok, am auzit un sunet ciudat, acum ar trebui să iei dracului la fugă și să te duci acasă, pentru că s-ar putea să mori naibii pe aici. Și am făcut level 20, deci trebuie recunoscut, a fost gramă. Trebuie recunoscut acest lucru, am făcut level foarte bun.
Și acum să ne ducem acasă cu el și o să mai facem noi două level în ID pe acasă, că doar avem din ce, cred. Cred. Ok. Uite, și vai, deci... Asta chiar mă speria puțin, era să mor. Ok. Hai cu măta... Hai cu măta, hai cu măta... Ok, dăm la din... Ok, pac... Oh, shit, nu aici. Pac, pac... Ah, da, am uitat că tot trebuie să plec la expediție după copăcii și alte minunății. Ok, hai să pun chestiile astea la loc undeva. Ce grijă, neamări. Ok. Bun, stai că trebuie să mai sortez chestii. Am uitat că trebuie să mai sortez chestii. O să păstrăm 54 de quartz în forma lui originală. Ok, și mai facem 16 blocuri de quartz, care nu știu unde am pus quartzul. Am pus aici, ok, și chisel quartz. Lumea, eu am fost un name. Sper că v-a plăcut acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, deoarece mă ajută enorm, enorm de mult și mă motivează să continui această serie. Sper că v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Bye, bye!